PSRM și PCRM și-au unit forțele nu doar pentru a participa în alegerile anticipate din 11 iulie, dar și pentru a guverna împreună. Declarația a fost făcută de liderul socialiștilor Igor Dodon într-un interviu pentru portalul Tribuna. Dodon susține că blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor va reuși să unească oamenii și să construiască o stângă politică pe termen lung, care va guverna eficient începând cu luna iulie. Președintele PSRM a mai adăugat că partidele de dreapta sunt conștiente de acest lucru, iar din acest motiv au lansat diferite speculații. Blocul PCRM-PSRM a fost creat în urma unei invitații lansate în acest sens din partea lui Igor Dodon.